Da. Trei ani contra așa cum trebuie. Acum, în comparație cu meciul cu Vâlcea, nu putem să spunem că fetele n-au muncit. Au muncit, și-au dorit, s-au bătut. Buzău e echipă puternică, nu vorbim de talie și de forță ce echipa are Buzău. Într-adevăr, am diferența, s-a făcut pe ratările care am avut, foarte multe ratări, pe lângă cei 37 metri, am avut foarte multe ratări de 1 la 1 cu portarul și acest lucru va conta foarte mult în rezultatul final. Dar una peste alta au muncit și au dorit și atunci când faci un asemenea joc, dezamăgirea nu e atât de mare. Deci, din punct de vedere, nu sunt foarte dezamăgit cum a fost la meciul cu Vâlcea. Sunt dezamăgit doar că am pierdut și de acele ratări de 1 la 1 cu portarul. Ce ne-a lipsit cel mai mult pentru rezultat pozitiv? Păi, astea, ratările acestea cu portarul ne-au lipsit, că dacă dădeam cele poartă la câte acțiuni am avut, cred că avem, cu cele 3 de 7 metri, cred că avem vreo 10-18 aruncări 1 la 1 cu portarul. Ceea ce e enorm pentru un meci de asemenea factură, un meci strâns în care orice gol contează. Am fost în joc, n-am știut să gestionăm, am avut un gol în repriza a doua și pe fundul lor mici, neatinți, să spun așa, arbitrilor care au, poate au tratat cumva împotriva noastră altcumva decât împotriva lor, dar nu, nu asta a fost așa ca o parteză, nu putem să contestăm arbitrajul, dar mai devreme am spus-o că diferența s-a făcut pe ratările noastre. Avem în momentele cheie, unele lacune pe faza ofensivă, adică chiar de la 7 metri, nu e primul meci în care, într-un moment decisiv, ratăm. Și coincide și cu zimea cu asta nu? Păi nu, avem vreo 3 jucătoare care au avut o zi mai proastă astăzi, dar nu trebuie să le enumerăm. Sunt 3 jucătoare pe 3 posturi și deja pentru noi e foarte mult, dacă sunt 3 din primele 7 care nu au o zi foarte bună, este destul de complicat. Maria Gavrilă a fost răcită și de aia n-a mai fost o repriză a doua, toată săptămâna. E clar că pentru noi contează orice jucătoare și, într-adevăr, astăzi aceste ratări au făcut diferență. Iar momentele cheie, e clar că contează foarte mult momentul la un egal sau la un gol pentru adversare, să rate 7 metri sau să rate un portar, îți pune plumb în picioare, chiar dacă a recuperat în apărarea mea, a recuperat, am dus-o iar a ratat. Și aceste lucruri contează foarte mult. Te vor mulțumi de faza defensivă. Nu, apărarea a fost chiar ok. Am avut și ghinion, Cati astăzi n-a avut o zi nemaipomenită, dar ar fi chiar culmea să spune ceva de Cati, care 99% din toate jocurile a fost la superlativ. Astăzi, într-adevăr, n-a avut o zi nemaipomenită, știe și ea acest lucru, doar că nu trebuie să-i imputăm. La niciodată de jucătare nu trebuie să-i imputăm, doar atenție, mai mult atenție la momentele acestea, cheie situațiile de 1 la 1 cu portarul. Unde suntem ca și nivel de joc? 70-80%? E clar că ca și bancă tehnică nu suntem mulțumiți la ce avem la ora actuală, dar uitându-ne clasament, am adunat niște puncte destul de importante. Ne doream și astăzi să adunăm puncte. Buzău a venit după o perioadă destul de grea și ele și-au un lot bine proporționat din toate punctele de vedere. Și este, va fi o lucrătare în campionatul nostru. Anul trecut a terminat pe locul 5. Noi le-am furat, să spunem așa, la participarea în cupele europene și probabil că astăzi am vrut să se și răzbune pe acel lucru. Dar, momentan, putem spune că suntem bine ca și puncte acumulate în clasament. Am întâlnit acasă doi adversari destul de puternici, Vâlcea și Buzău. Mai vin încă doi foarte puternici, Rapid și CSM București. Deci, în turul campionatului avem o foarte... foarte multe meciuri foarte, foarte grele. Trebuie să adunăm puncte cu echipele cu care ne batem pentru obiectivul care l-am.